Cristina Stancu vă prezintă jurnalul Absolut TV. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la știrile Absolut TV. Pentru început, iată care sunt principalele subiecte ale zilei. Premierul Victor Ponta a demisionat și odată cu el tot guvernul. Până pe 31 decembrie, lucrările la pârtia Molivișu ar fi trebuit finalizate. Acest lucru nu mai este însă posibil, după cum au declarat toți cei implicați în realizarea proiectului. Astăzi, Biblioteca Județeană Argeș a fost gazda concursului național de lectură Bătălia Cărților, etapa finală. CS Dacia Mioveni are programate două confruntări în campionatul național de junioare 2, respectiv 3. Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat în această dimineață că premierul Victor Ponta a demisionat și odată cu el tot guvernul. La ora 13, liderul PSD a convocat coaliția de guvernare pentru a decide dacă actuala majoritate mai funcționează în Parlament și fără Victor Ponta. Cristian Popescu Piedone și-a prezentat și el demisia, însă cele două decizii se pare că nu sunt de ajuns pentru români. Pe rețelele de socializare, oamenii au anunțat că nu vor încheia protestele și că vor ieși din nou în stradă miercuri de la ora 18. Cum sunt privite de liderii politici județeni deciziile din ultimele ore, vedeți în materialul următor. Liviu Dragnea a anunțat în această dimineață că premierul Victor Ponta a demisionat după ce 32.000 de oameni au ieșit în stradă pentru a-i cere înlăturarea din fruntea guvernului. Societatea vrea altceva, a spus Dragnea, iar Victor Ponta a declarat după demisie: sunt gata să fac eu acest gest pe care o parte importantă din societate l-așteaptă. Astăzi îmi depun mandatul. Fac acest lucru pentru că în anii în care am făcut politică nu m-am bătut cu oamenii. Vreau să spun că suferința legitimă a oamenilor nu trebuie să degenereze într-un joc politic și cred că agresivitatea și intoleranța verbală e un cost pe care nu trebuie să ni-l asumăm. Sper ca depunerea mandatului să satisfacă așteptările celor care au cerut acest lucru. Iată ce spune liderul PSD Argeș, senatorul Șerban Valeca, despre decizia lui Victor Ponta. Demisia premierului a intervenit în fond generalizat de nemulțumire vis-a-vis de accidentul tragic și de nenorocirea care s-a întâmplat în acel club. Și cred eu că ne-a venit la timp demisiile, în primul rând, de la cei implicați direct, mă refer la primăria sectorului 4 și la asumarea responsabilității, în primul rând, de către cei din club care au gestionat acolo, de către toți funcționarii din primărie care urmăresc zi de zi activitățile. Practic au vrut să detenționeze situația și a prezentat demisia. E un gest de onoare și cumva firesc. Sper ca următorul guvern să continue lucrurile bune pe care acest guvern le-a făcut. Mă refer la stabilitatea economică a țării, la inflație foarte mică, la creștere economică, la măsurile luate pentru mediul economic și la măsurile sociale care trebuia să le ia să le prezinte în Parlament săptămâna viitoare. În privința viitorului, acum președintele probabil că va nominaliza un premier interimar și în 45 de zile, în urma negocierilor cu partidele politice, trebuie să vină cu o nouă propunere de premier, care în termen de 10 zile trebuie să prezinte Parlamentului noua echipă și nou program de guvernare. Și liderul UNPR Argeș, Iulian Cristache, a avut astăzi o reacție după zvonurile potrivit cărora PSD nu mai vrea să coopteze UNPR în viitoarea guvernare. Mie manifestația de aseară mi-a adus aminte de decembrie 89. De la o manifestație emoțională de solidaritate și compasiune pentru victime, s-a ajuns la o manifestație împotriva guvernului și în special cerându-se demisia celor trei, Victor Ponta, Gabriel Oprea și primarul Piedone. Ceea ce pot să vă spun eu, ce am văzut aseară, marea majoritate a fost tineri, ei sunt mobilizați pe internet, internetul îi unește, acolo au valori comune de împărtășit și sunt o forță. Demonstrează pentru a doua oară că sunt o forță. Au demonstrat-o și anul trecut la alegerile prezidențiale din noiembrie. Există voci potrivit cărora PSD nu mai vrea să coopteze UNPR într-o viitoare guvernare.
dar ar vrea să se bazeze în continuare pe voturile UNPR. Ce spuneți despre asta? Eu vă spun că nu este adevărat ceea ce ați afirmat. Noi suntem într-o alianță cu PSD-ul, ne-am dovedit a fi loiali și așa și cum a afirmat domnul, în nenumărate rânduri a afirmat domnul vicepremier, noi n-am dat jos guvernul din care am făcut parte. Deci este o demisie acum, am văzut-o și eu, este o demisie nu numai a premierului, ci și a tuturor, a întregului guvern, da? Și acum marea responsabilitate și marea sarcină o are domnul președinte Iohannis. Dacă vrea până în 16 noiembrie să vedem acel guvern al meu, știți bine, să-l vedem. Pentru că marea problemă este pe cine pune în loc. Copreședintele PNL Alina Gorghiu a declarat astăzi, după demisia cabinetului Ponta, că PNL cere alegeri anticipate printr-un acord politic. Iată și cum se vede acest acord de la nivel local. Din punctul nostru de vedere, soluția cea mai bună ar fi cea a alegerilor anticipate, care ar răspunde dorinței legitime a oamenilor care au ieșit în stradă. Cetățenii își doresc un parlament nou, un parlament legitim, ales în contextul politic actual. Ce a fost în noiembrie 2012 este de mult depășit. Este o chestiune de responsabilitate și de asumare politică și eu aș putea spune că este o situație care n-a mai fost întâlnită în cei 25 de ani de tranziție, care cred eu că ar trebui să tragă un semnal de alarmă pentru toți decidenții politici și care înseamnă în esență că oamenii, că poporul au întotdeauna dreptate. De asemenea, din experiența pe care o am și eu sunt jurist de meserie, știți că am mai afirmat de câteva ori studiile mele sunt pe zona dreptului constituțional. Eu cred că este un act de democrație europeană și care trebuie să trezească conștiință în primul rând. Așa cum, de altfel, tragicele evenimente care s-au întâmplat la Clubul Colectiv au zguduit întreaga societate românească. În rest, sunt proceduri administrative și constituționale care reglementează foarte, foarte exact ceea ce se va întâmpla în continuare. Eu cred că toate cărțile și soluțiile sunt la Palatul Cotroceni, la domnul președinte Iohannis. Asta e o prima apreciere. A doua apreciere a dovedit încă o dată că premierul demisionar astăzi a avut demnitate și a zis stop cadru cu mare demnitate. Este un lucru de apreciat pe care eu cel puțin în felul ăsta, în nota asta îl am. Trei, nu cred că manifestația de aseară care a avut loc în capitală și în alte orașe multe din țară s-a coagulat și s-au adunat ca să înlocuiască o guvernare PSD cu o guvernare PNL. Cine crede treaba aceasta, eu cred că se înșală marnic. Noi, grupul parlamentar Național Democrat, salutăm această demisie, deși ea vine totuși în urma unei presiuni, după părerea mea, și aș fi preferat eu personal ca această demisie să vină din recunoașterea neputinței guvernului, adică domnul Ponta trebuia să recunoască că în asemenea cazuri, în asemenea situații de criză, guvernul a demonstrat că este neputincios, având în vedere ceea ce s-a întâmplat cu mai mult timp în urmă referitor la centrul aviatic, după aceea cu recentul caz cu polițistul care a murit într-o escortă. E păcat că a trebuit să se ajungă aici la o asemenea tragedie, de o asemenea amploare, ca premierul să ia decizia să-și dea demisia și în același timp să, de fapt, și guvernul să pice. Și vă reamintim că în această seară de la ora 18 în piața Vasile Milea mai mulți tineri s-au mobilizat într-un meeting anunțat pe Facebook pe pagina Piteștiul s-a trezit.
Până la 31 decembrie, lucrările la pârtia Molivișu ar trebui finalizate. Acest lucru nu mai este însă posibil, după cum au declarat toți cei implicați în realizarea proiectului, de la președintele Consiliului Județean Argeș Florin Tăcău, până la președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Molivișu, Pavel Bârlă. Președintele Consiliului Județean Argeș a organizat astăzi o deplasare pe șantierul pârtiei. Mai multe amănunte are colega mea Camelia Juganu. Suntem pe muntele Ghițu Molivișu. În jurul nostru este un peisaj de vis. Aici Argeșul ar putea avea prima pârtie de schi. Spun ar putea avea pentru că, din nou, pentru a nu știu câta oară, proiectul este din nou blocat. De această dată, speranța nu mai vine de la banii europeni, ci de la Consiliul Județean. Florin Tecău, președintele Consiliului Județean Argeș, a organizat astăzi o deplasare pentru jurnaliști pe șantierul viitoarei stațiuni Molivișu din Munții Ghițu. Proiectul, pe banii europeni, ar fi trebuit finalizat până la sfârșitul lunii decembrie. Cum acest lucru nu mai este posibil, singura șansă este finalizarea lui de către Consiliul Județean. După o perioadă în care părea că lucrurile merg bine, în ultimele luni, realizându-se 7 din cele 11 fundații pentru stâlpii pe care va fi montată instalația de cablu a telecabinei și s-a lucrat destul de mult la drumul de acces, astăzi lucrurile sunt din nou stopate din cauza lipsei banilor. Țapul ispășitor a fost găsit de această dată primăria Brăduleț. Nu e imposibil, adică se poate realiza în momentul când e bani. Deci eu am de muncă, vă spun, non-stop, de începând de acum și până la primăvară se fac gabioane, se fac ziduri de sprijin, deci nu depinde de timp. Înțelegeți? Timpul poate să fie minus 10 grade. Eu pun niște pietre, niște plase, le-a zis gabioanele. Deci nu mă deranjează cu nimic. Dar mie trebuie niște plase, trebuie niște beton, trebuie cutare ca să-mi creez plon de lucru pentru până la primăvară. Și la primăvară vă spun, vă garantez eu că maxim 2 luni de zile drumul e, dacă este gata. Banii există, dar sunt în conturile primăriilor. Situații de lucrări s-au făcut foarte târziu pentru că firma de construcții nu a avut un manager român care să înțeleagă legislația, veneau cu factură făcută și situație de plată în spate, fără proces verbal de recepție, fără antemăsurători, fără o seamă de documente care trebuiau făcute. Și am două situații de plată făcute, nu am bani în cont. Păi acești bani se află în momentul de față la primăria Brăduleț și la primăria Cicănești. Primăria Cicănești a făcut primele plăți în valoare de 2,5 milioane de lei, plăți din care s-au plătit terasamente, gabioane, terasamente pârtie și terasamente drum. Primăria Brăduleț nu a dat până în momentul de față niciun ban, refuză să dea bani fără a ne se explica de ce. Ieri am avut o adunare AGA și a spus că nu dă bani, că este un domn colonel consilier acolo la dumnealor și că nu-i dă voie Consiliul să dea bani, deși Consiliul s-a angajat că nu putea să primească bani din împrumuturi dacă Consiliul nu dădea hotărâre în acest sens. Nu sunt vinovatul principal, pentru că la un moment dat am spus că va fi un audit făcut și am spus după ce se termină acest audit vom lua o hotărâre toți împreună. S-a stabilit în 2 ședințe la Consiliul Județean, ne-am întâlnit. Și am spus că voi da o parte din contribuție în funcție de banii care i-am în buget. Fiind o comună cu un buget foarte mic, tot porționare. Vreți să dați banii după audit? Deci după ce se auditul, voi încerca să văd, deci în funcție de audit, să vă vărsați și banii către, și cu o hotărâre de Consiliu, bineînțeles, a Consiliului Local, care deocamdată a spus că până să termine auditul să rămânem în așteptare. Pârtia de schi este gata în proporție de 80%, dar șansele ca proiectul să fie finalizat până la termenul agreat cu Uniunea Europeană sunt nule. În consecință, singura șansă vine de la Consiliul Județean, Florin Tăcău fiind hotărât să preia proiectul. Proiectul nu este blocat, însă pașii de dezvoltare al proiectului și de implementare sunt mici. Ieri am avut o întâlnire cu asociații, cu reprezentanții managementului proiectului, cu consultanți pe proiecte europene, unde am stabilit etapele pe care trebuie să le urmăm și care să ne ajute să terminăm acest proiect. În această săptămână vom reuși să adunăm toate documentele care privesc derularea și implementarea proiectului, iar săptămâna viitoare o comisie care a fost numită prin decizia președintelui Consiliului Județean va analiza toate aceste documente și va stabili etapele de desfășurare a proiectului în perioada următoare,
dar și modalitatea de implicare mai puternică, zic eu, a Consiliului Județean în finalizarea proiectului. Cred că este nevoie de o implicare mai puternică a Consiliului Județean și a factorilor care au experiență în finalizarea proiectului pentru a putea să realizăm toate etapele. În privința primăriei Brăduleț, ieri am discutat toate aspectele, iar astăzi și mâine atât cotizația cât și contribuțiile pe care le are de depus vor fi depuse în fondul asociației. Proiectul este finanțat până la 31 decembrie 2015. De aceea vă spun că în aceste zile trebuie să luăm o hotărâre cu privire la continuarea proiectului. Pentru mine este probabil cel mai important proiect al județului Argeș și mi-aș dori ca toți factorii implicați, inclusiv presa, să fie alături de noi pentru a finaliza proiectul. Din cauza numeroaselor probleme apărute în jurul acestui proiect, și managerul de proiect, Constantin Dârțan, și-a dat demisia. Rămâne de văzut dacă președintele Tecău va reuși să convingă consilierii județeni sau chiar guvernanții de necesitatea finanțării și de la 1 ianuarie 2016 a acestui proiect. Tragedia din București a reprezentat un semnal de alarmă și pentru municipalitatea piteșteană. Autoritățile locale au făcut controle în 6 cluburi și toate au fost găsite cu nereguli. Așa că în perioada următoare verificările se vor intensifica, iar la ele vor lua parte și alte organe competente, cum ar fi Inspectoratul pentru Situații de Urgență. În primul rând, autoritățile piteștene au verificat programul de funcționare al cluburilor care trebuie afișat și respectat, dar și actele personalului. Am verificat dacă personalul aflat în unitățile respective are calificarea necesară. În momentul în care am fost în unitățile respective, unii dintre ei erau la bar, erau în anumite situații și atunci trebuiau să aibă calificare de barman și studii acte cu care să dovedească că au făcut aceste studii. Toți cei 6 agenți economici verificați au fost sancționați, iar autoritățile vor continua controalele. Spun din ceea ce am observat, dar nu era competența noastră, că la una dintre unități unde ar fi trebuit să fie o ușă de evacuare era blocată prin interior datorită unei... era un tablou, un decor ce era acolo, iar în partea de jos era o masă și cu câteva scaune. Piteștenii sunt siguri pentru că sunt cluburile mici, de dimensiuni mici și nu sunt aglomerate, din ceea ce am verificat noi. Dar din punct de vedere al legislației, eu am îndoieli. Consiliul Local Curtea de Argeș acordă periodic diplome de recunoștință pentru cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsnicie. Deși acum administrația locală le dă vârstnicilor doar flori, diplome și o mică scutire la impozit, sunt oameni care le cer cu vehemență. Așa s-a întâmplat și la ultima ședință a Consiliului Local. Consiliul Local Curtea de Argeș acordă la fiecare ședință ordinară diplome de recunoștință cuplurilor care au peste 50 de ani de căsnicie, în semn de respect pentru cei care respectă și promovează valorile căsătoriei. La ședința ordinară care a avut loc la sfârșitul lunii octombrie, un cetățean a cerut imperativ să primească o astfel de diplomă. Eu am înregistrat și pot am 50 de ani de căsătorie. Luna viitoare, domnule. Bătrânii care au 50 de ani de căsnicie primesc flori, diplome și o mică scutire la impozit. Diploma de recunoștință se acordă familiei Rena și Ion Floarea la 50 de ani de căsătorie ca un semn de recunoștință din partea comunității pentru valorile morale pe care familia le-a păstrat și promovat. În anii anteriori, cuplurile care au trecut de 50 de ani primeau de la administrația locală și câteva sute de lei, dar s-a renunțat la asta din cauza lipsei banilor. Bătrânii sunt însă emoționați și bucuroși de faptul că sunt băgați în seamă de cei care conduc orașul. Locuitorii municipiului Curtea de Argeș au plătit taxele și impozitele locale înainte de termen, iar bugetul local a înregistrat astfel un excedent de miliarde. Banii vor fi folosiți pentru investiții și pentru plata unor datorii urgente. În primele 3 trimestre ale acestui an, în bugetul Curții de Argeș au intrat mai mulți bani decât au prevăzut autoritățile. Astfel, bugetul are un excedent de miliarde, iar Consiliul Local a aprobat execuția bugetară pentru primele 9 luni ale anului. La 30 septembrie avem o execuție favorabilă, în sensul că avem un excedent pe secțiunea de funcționare de 9 milioane și pe secțiunea de dezvoltare de 445 mii lei. Argeșenii care au plătit mai devreme impozitele și taxele locale au beneficiat de o reducere importantă. Am avut acest an ca facilitate bonificație de 10% pentru plata impozitelor și taxelor. Excedentul va fi cheltuit în ultimul trimestru al acestui an pentru diverse plăți. Cheltuieli de capital, cheltuieli curente,
din care salarii, cheltuieli cu bunuri și servicii. Bugetul municipiului Curtea de Argeș a înregistrat excedent și în anii trecuți, dar acum suma este mai mare decât în perioadele anterioare. Vicepreședintele Partidei Romilor, Viorel Pascu, a subliniat faptul că în comunitățile de romi învățământul are de suferit. Numărul copiilor care termină o formă de învățământ s-a mărit, însă majoritatea este pe băncile școlii semi-analfabeți. Ca și soluție ar fi implicarea administrațiilor locale în crearea de after school-uri pentru a ține copiii cât mai mult timp la școală. Faptul că a scăzut abandonul școlar în comunitățile de romi nu este atât de îmbucurător pe cum se crede. Copiii vin la școală, termină 8 sau chiar 10 clase, însă majoritatea, atunci când părăsesc băncile școlilor, sunt semi-analfabeți. Aceasta a fost concluzia trasă de vicepreședintele Partidei Romilor, Viorel Pascu. Acesta trage la răspundere pentru situația creată atât administrațiile locale cât și Inspectoratul Județean de Învățământ. Ca și soluție, liderii romilor propun crearea de after school-uri, unde sunt profesori plătiți să vegheze și să ajute copiii la efectuarea temelor. Noi am avut asemenea cazuri și nu puține. Cum anume au făcut școala și cine s-a ocupat de instruirea lor, nu putem să o facem noi. Această evaluare nu putem face noi. Exact cum v-am spus mai devreme, noi nu ne putem substitui anumitor instituții. Și aici cred că Inspectoratul Școlar Județean ar trebui să facă o analiză la fiecare localitate în parte și acolo unde se constată deficiențe, să ia măsurile pe care le consideră dumnealor. Situația semi-analfabetismului în comunitățile de rom duce la o altă problemă, și anume pregătirea acestora în vederea ocupării locurilor vacante pe piața muncii. Mulți dintre romii tineri nu pot să se înscrie la niciun curs de calificare-recalificare datorită faptului că nu știu să scrie și să citească, cu toate că au certificat că au absolvit 8 clase sau chiar 12. Astăzi, Biblioteca Județeană Argeș a fost gazda concursului național de lectură Bătălia Cărților, etapa finală. Cei 28 de finaliști au avut de dezbătut tema Convinge-mă să citesc. Fiecare participant și-a prezentat și și-a susținut cartea preferată, una dintre cele 10 din concurs, și a răspuns la întrebările juriului și ale celorlalți concurenți. Prin acest concurs au fost propuse spre lectură cele mai noi apariții editoriale destinate copiilor și adolescenților, punându-se accent pe însușirea de către participanți a competențelor de lectură, înțelegerea textelor literare, capacitatea de a reflecta asupra acestora, de a formula opinii, argumente și interpretări proprii. La categoria voastră de vârstă este cartea Kira Kira, iar pentru adolescenți este cartea Hoțul de cărți. În cadrul acestei competiții, la categoria 11-13 ani, s-au înscris 50 de copii, dintre care 13 au întrunit condițiile pentru a ajunge în finală, iar la categoria 14-18 ani s-au înscris 47 de adolescenți și 15 au ajuns în finală. Cele patru fete încearcă să se descurce cu toate treburile casei, împreună cu mama lor, doamna Marci. Sprijinul tatălui lor nu putea avea pentru că el era plecat în armată, în Washington. Cursul în sine s-a desfășurat în perioada martie-octombrie 2015. Biblioteca a propus câte 10 titluri la fiecare categorie din concurs, 10 titluri de cărți spre lectură. Copiii au completat niște fișe de lectură pe care le-au depus până la sfârșitul lunii septembrie, iar finala constă într-o dezbatere numită Convinge-mă să citești. Toți suntem niște câștigători aici, pentru că prin lectură nu reușim decât să căpătăm o altă experiență de viață, să fim mult mai atenți la cei din jurul nostru, să fim atenți, dacă vreți, la anumite nuanțe din viață. Pe lângă premiul Cititorul Anului, s-a acordat și premiul pentru cea mai bună fișă de lectură, adică volumul care s-a bucurat de cele mai multe aprecieri și a fost votat cu cel mai mare punctaj. Biblioteca se reinventează continuu. Dorim să răspundem nevoilor cititorilor noștri și am gândit acest concurs tocmai pentru a dezvolta capacitatea tinerilor de autoînțelegere, de dezvoltare personală, capacitățile de comunicare și argumentare, capacitatea de căutare de informații, de cunoaștere, de selectare a informației. Premiile au constat în cărți și materiale promoționale. Pe lângă acestea, cititorul anului, desemnat la ambele categorii de vârstă, a primit și o tabletă. Competiția a fost organizată de Biblioteca Județeană din Nicu Golescu Argeș, în colaborare cu filiala din Argeș a Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecarilor.
bibliotecilor publice din România. CS Dacia Mioveni are programate două confruntări în campionatul național de junioare 2, respectiv 3. Ambele se vor disputa la sala de sport Liviu Rebreanu din localitate. Mâine, cu începere de la ora 12 în cadrul etapei a 7-a a campionatului național de handbal junioare 3, sala de la Liviu Rebreanu va găzdui partida dintre CS Dacia Mioveni și CSS Corbeanca. Echipa pregătită de Silviu Purice va încerca să obțină un rezultat pozitiv în această confruntare susținută în fața propriilor suporteri. De asemenea, echipa de handbal junioare 2 a clubului sportiv Dacia Mioveni 2012 va întâlni acasă sâmbătă 7 noiembrie pe HC Activ Plopeni. Întâlnirea va avea loc în sala de sport Liviu Rebreanu din Mioveni, cu începere de la ora 12. Gazdele au nevoie de un succes în această partidă pentru a mai spera la o calificare în faza următoare a sezonului intern de handbal feminin. Cei 5 sportivi de la CS Dacia Mioveni care au reprezentat România la campionatul european de karate au fost premiați săptămâna aceasta în cadrul unei conferințe de presă. Alături de aceștia și de antrenorul Sebastian Nene au fost prezenți și oficialii clubului. Conducerea clubului CS Dacia Mioveni a felicitat pe sportivii medaliați la campionatul european de karate Shotokan în cadrul unei conferințe de presă. Lotul coordonat de antrenorul sensei Ene Sebastian a reușit să aducă pentru România și pentru Mioveni numai puțin de 4 medalii, dintre care 2 de argint și 2 de bronz. David Dumitra, locul 2 la Kumite, Ștefan Stanciu la Kumite Shobul Ippon, Laurențiu Catrinescu, locul 3 secțiunea Kumite Shobul Ippon și Radu Ionescu, locul 3 la secțiunea Kumite Shobul Ippon. În data de 23 octombrie 2015 s-a dat startul la campionatul european de karate organizat în Turcia la Istanbul. În urma rezultatelor obținute în anul 2015 la campionate naționale, campionatul mondial Georgia, cât și la cupele de verificare din țară, clubul sportiv Dacia Mioveni în 2012 a fost reprezentat în Turcia în perioada 23-25 octombrie 2015 de cei mai buni sportivi de arte marțiale din Mioveni. Este o onoare pentru noi sportivii mei să fim prezenți astăzi la o astfel de manifestare. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră conducerii clubului și autorităților locale pentru că ne-au dat ocazia să reprezentăm clubul și orașul Mioveni la o astfel de competiție. Secția de karate a CS Dacia Mioveni 2012 a fost înființată în anul 2013, iar în prezent își desfășoară activitatea 45 de sportivi, dintre care 10 de înaltă performanță. 6 sportivi sunt campioni naționali, iar 5 vicecampioni. Aceștia au adus în visteria clubului peste 50 de medalii. Joi, în cea mai mare parte a regiunii, vremea se va menține predominant frumoasă, iar ziua va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru prima decadă a lunii noiembrie, cu precădere la deal. Cerul va fi mai mult senin, dar pe arii restrânse în zona de câmpie, mai ales dimineața și noaptea, se va semnala ceață sau nebulozitate joasă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 19 grade, cu cele mai ridicate valori în zona de deal. Minimele termice vor fi cuprinse între 0 și 4 grade. La munte, vremea se va menține frumoasă cu cer senin, iar ziua va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru prima decadă a lunii noiembrie. Vântul va sufla slab până la moderat. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Nu uitați, în fiecare zi ne puteți urmări și pe site-ul nostru absoluttv.ro. Pentru a ne semna la evenimente ne puteți contacta la numărul de telefon 0348 730 90. Eu sunt Cristina Stancu, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!